Aruncat pe cei doi în teren, atunci Dinu i-a centrat lui Chițu pentru golul de 1-0. William de Amorim acum în flancul stâng, urcă și Junior Moraes, primește mingea Junior Moraes, urmează centrarea, centrare sparte pentru 1-0. Seiduia aia a urcat excelent, a venit din linia a doua și deschide Panagopoulos. Foarte interesant, un portughez de 25 de ani, din nou Astra în atac, Seiduia aia pentru Budescu, Budescu înapoi pentru Seiduia aia, gol! 3-0 pentru Astra Giurgiu și au trecut doar 23 de minute. Un jucător interesant, un jucător venit la Maca de la Fatai, lângă el este și Bucari. Iată-l pe Seiduia aia, Iaia încearcă să-și așeze mingea pentru șut, trage Iaia, respinge cu dificultate. Un corner lucrat interesant de cei de la asta. Autorul golului către Scaramuzino, francezului, pasezului Nuno Assis, respinge Iaia. În fața nigerianului, fără îndoială, Widmar a fost cel mai bun om al lui Domžale în această... A CFR, Djokovic îi trimite în stânga, apoi lui Tad. Au obținut ce și-au dorit acum. Nu le rămâne decât... Și reușește Djokovic, situație bună pentru CFR. Djokovic întârzie însă, iar Iahaia... Iahaia poate fi descoperită acum Timișoara. William de Amorim este om de națională. El este ilă la acest atac al bercenilui. Și la acest scor probabil Marin regretă și mai mult faptul că n-a continuat acea fază. Iazalde scoate foarte bine pentru Mensah, în care o centrare respinsă. Iazalde șutează în bloc. Pe But îi pasează lui Ciprian Petre, o intervenție a lui Iahaia. Până în acest moment nu mi s-a părut deloc Astra Giurgiu o echipă suferindă, o echipă aflată în lupta pentru titlu cu Steaua. Constantin Grecu, Lazar, spre același Matei, se apără bine, însă Seiduia aia care a fost și fare pentru Iazalde, încearcă să-și potrivească mingea pentru șut, este blocat, recuperarea foarte bună a lui Iahaia și apoi... De partea cealaltă, Astra cu Coman în poartă, Mățel Găman, Seiduia ea, Junior Moraes, Takayuki Seto, Vincent Laban. Din nou Ciprian Petre, omul care a plecat de la Unirea Urziceni. Cu Taylor, foarte activ în debutul acestei partide, Tony Taylor recuperează însă excelent, Iaia, Bucari este la minge, în dreapta așteaptă Budescu, pentru el este balonul, Budescu șutează! Dincolo de gard, i-a spus deja ceva la ureche, sau mă rog, i-a spus ceva lui Mihai Stoica, probabil. Căiul nu i-a ieșit însă nigerianului și acum pleacă pe contraatac, sau cel puțin încearcă să iasă pe contraatac. Slovenii nu reușesc pentru că foarte bine. Rămas puțin cam sus, dar elevilor lui Tibor Selimeș nu le iese nimic. Seiduia aia recuperează această minge, cere un fault jucătorii gazdă. Minge acum în flancul drept. Iaia. Oh, it's a lovely ball from Iaia. Real chances. Amorim. De Amorim pentru Seiduia Iaia. Se întoarce foarte ușor pe lângă Dică. Pasa lui Iaia pentru Karim Ioda. Iese balaurul. Iahaia din nou pentru Enache. Dacă ieșea stopul... Markovic spre But, care sare bine. Găman însă a reușit să-l deposedeze, nu s-a dat lovitură liberă și iată-l acum pe Ioda. Ioda pătrunde în careu, încearcă să-și pună în valoare viteza, șutul este în... Vine la primire Vincent Laban, cu stângul îi pasează lui Seiduia ea, Mățel. Alexandru Mățel, bun un doiul cu Seiduia ea, trage Mățel, minge lui Bubacar, Joel Toma încearcă de unul singur, deși l-avea pe Cosmin Matei într-o poziție ceva mai bună, 2-3 metri în lateral. Stanciu,
Apare, l-a primit, se întoarce Stanciu, este liber în partea stângă, Tănase, vine pasa, dar Mățel a ieșit bine din dispozitiv. Iaia protejează în fața lui Pintili, trece și de Nicușor Stanciu, continuă Iaia cu o pasă pentru Karim Ioda, a dat drumul rău la minge, Karim Ioda, iar acum este între trei adversari foarte... Bucari, la un pas de o eroare, acum și Junior Moraes, Dinamo, într-o situație foarte dificilă, condusă cu 2-0 după doar 22 de minute. A plecat de la echipa din Giurgiu, foarte puțin a antrenat echipa din Giurgiu, iată-l pe Seiduia, aia ce dribling senzațional, o pasă cam lungă pentru Iazal. Înapoi pentru Găman, mai departe la Seiduia, ia primele momente de presiune cu care se confruntă fundașul central de astăzi. A respins precis Frăsinescu până la Munteanu. Florin Dan încearcă să-l pună în cursă pe rapidul mijlocaș dreapta al celor de la Gazmetan. Prit a fost stopat în momentul șutului. Ianja este deposedat și el de Mățel. Și apoi Iaia încearcă să-l lanseze. Câștigă duelul aerian, Tenvangera cu Vincent Laman, dar mingea nu a fost direcționată către un coechipier, Iazalde, Cordoș. Pasa lui Soares era pentru Tony Taylor, a intervenit Junior Moraes. Limite acum Iaia, cât de important este Seiduia ea pentru Astra în acest moment. Budescu, șutează Budescu! Pentru a evolua contra celor de la Omonia Nicosia. Primește în flancul stâng Junior Moraes.